No, salutare lume și bine v-am găsit la un tutorial, să zic așa, în care o să vă ajut să scoteți protecția de la Mac în 2LF. De fapt nu protecție, interdicție să-i zic. În care îți blochează o mulțime de site-uri. Deci pur și simplu intrăm în local disk C, Windows, System 32, drivers, scuze-mă, etc. Și de aici găsim fișierul ăsta. Și o să vă arăt cam ce și site-ul blochează. Rob2, ia. Rob2 știu că e picat, deci nu cred că mai are rost să dau. Toa2. Nici nu știu ce metin e asta. Pe ce să mai intru? Sony Metin 2, știu că ăsta nu e picat. Sony Metin 2, picat. Core 2, știu că nici ăsta nu e picat, că am încercat și ieri fără asta. Just for Metin. Cum bă să blochezi Just for Metin? Da, așa că eu tata am dat copii la Core 2. Just for Metin. No, și pur și simplu dacă ștergem fișierul ăsta și dăm un refresh sau stai așa, just formatting. No, ce-ai făcut, Goguț? Am văzut că dacă dai cu www nu ți-o ia. Rov2 core2.ro. Păi și atunci ce facem, Goguț? Oricum îi mulțumesc foarte mult lui Blue că mi-a dat uninstall la Windows. Chiar n-am avut nicio treabă pe chestia asta, dar tot o să rămână chestia asta pe YouTube mult și bine. Până o să găsești tu altceva să blochezi alte metine și... Deci până și Bobu bloca. Deci LF-ul bloca și până și Bobu. În fine. No, și cam asta a fost cu acest tutorial. Eu v-am pupat